Președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, a spus că a încercat să medieze și să găsească o soluție împreună cu administrația locală din Câmpul Lung și firmele care au lucrat la pârtea de schi. Dar, din păcate, primăria a acționat în instanțe pe respectivii constructori. În primul rând, Consiliul Județean Suceava a alocat în acest an municipiului Câmpul Lung Moldovenesc cea mai mare sumă alocată la nivelul județean, de departe. S-au transferat pe echilibrare 22,5 miliarde de lei vechi pentru Câmpul Moldovenesc, ținând cont tocmai de această situație financiară, pentru că, din păcate, domnul primar nu a reușit să introducă acele facturi spre decontare în regimul arieratelor. La momentul potrivit s-a pierdut o ocazie importantă. Așadar, în acest moment am asigurat prin transfer din bugetul Consiliului Județean către Câmpul Moldovenesc sume importante. Din ceea ce am vorbit cu domnul primar, înțeleg că în acest an există resursa financiară pentru a închide datoria care o înregistrăm acum la Câmpul Moldovenesc. Deci asta ar fi un prim aspect. În al doilea rând, înțeleg din anumite evaluări și din anumite discuții pe care le-am purtat și eu, pentru că am avut de-a lungul timpului câteva consultări la care, la masă rotundă, am încercat să mediem pozițiile dintre Câmpul Moldovenesc ca primărie, ca beneficiar, și firmele constructoare, pentru că acolo avem un consorțiu de firme care a câștigat la momentul potrivit licitația. Încercăm să găsim soluții în comun acord cu primăria și cu constructorii ca atare, dar la momentul la care vorbim, de fapt în urmă cu circa două luni, primăria Câmpul Moldovenesc a acționat în instanță firmele constructoare, considerând că parte din lucrările efectuate nu se justifică la valoarea facturată și asta, din punctul meu de vedere, creează un handicap major referitor la continuarea lucrărilor. Cât timp există în instanță un astfel de proces prin care primăria nu recunoaște, nu pot comenta oportunitatea sau gradul de adevăr acestei acțiuni în instanță, pentru că nu Consiliul Județean este titular în proiect, ci primăria. Sigur că e dreptul lor să facă acțiunea în instanță, dar din punct de vedere juridic, cât timp există acea acțiune în instanță, practic nu pot fi continuate lucrările. Pot fi cel mult decontate lucrări existente și sigur că instanța va decide dacă primăria are sau nu dreptate. Și sigur că dacă va fi așa cum spune primăria, va trebui de recalculat fiecare factură emisă de către constructori în acest proiect important și probabil că vor fi și expertize tehnice care vor spune acest lucru. El a mai spus că ar fi bine ca corpul de control al guvernului să vină la fața locului pentru a vedea ce se întâmplă cu cele exprimate de primarul Negură. Sperăm ca instanța să se pronunțe cât mai repede, sperăm ca acea expertiză tehnică să fie una cât se poate de concludentă și poate că ar fi sens ca inclusiv corpul de control al guvernului să trimită o misiune la Câmpul Moldovenesc pentru a verifica la fața locului cele care sunt exprimate de către primarul de Câmpul Moldovenesc. Deci toată deschiderea pentru această investiție am încercat și am dovedit prin alocarea financiară că suntem alături de Câmpul Moldovenesc și ne dorim foarte mult această investiție, doar că fiecare trebuie să înțelegem ceea ce spunem și ceea ce susținem.